Liderul PSD Gorj Mihai Weber spune că nu înțelege ce a prevăzut Ministerul Energiei în legea care stabilește plafonarea prețului la energie. Politicianul a trimis întrebări către Ministerul de Resort și spune că așteaptă lămuriri. Am trimis și o întrebare, o interpelare Ministrului Energiei, pentru că trebuie să recunoaștem că politica energetică în România este făcută de Ministerul Energiei. Și atunci, clarificările trebuie să vină în mod direct de la Ministerul Energiei. Ce se întâmplă cu un consumator care depășește cu 1, 2, 3 kW acel plafon de 255 de kW impus prin această ordonanță? În mod normal, eu ce am înțeles din această ordonanță și cred că marea majoritate a românilor au înțeles că respectivul consumator, dacă a depășit acel prag, nu mai beneficiază de plafonarea respectivă. Ceea ce este puțin cam anormal, este o, dacă vreți, o discriminare a unora care consumă. Ce se întâmplă dacă depășești acel prag cu 1 kW? Nu mai beneficiezi de acea plafonare? În urmă cu câteva zile am trimis această întrebare Ministerului și aștept și eu răspunsul respectiv. Proiectul ordonanței prevede că prețul final plafonat de către furnizorii de energie electrică va fi de maximum 0,68 lei per kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici, al căror consum mediu lunar realizat este cuprins între 0 și 100 de kWh inclusiv, și de maximum 0,80 lei per kWh cu TVA inclus, pentru un consum lunar de maximum 255 de kW. Pentru consumul de energie electrică ce depășește 255 de kW pe lună, prețul se stabilește de către fiecare furnizor.